Mi-am fost planta lângă mine. Hei, salut, dragi, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și, așa cum v-am promis, încerc și reușesc să fiu activă în fiecare săptămână aici pe canalul meu de YouTube, să postez un vlog. Zic eu că o să reușesc să postez și două vloguri, rămâne de văzut. Termin sesiunea și mai mult ca sigur vara asta o să reușesc să fiu super activă aici pe YouTube, vă promit lucrul ăsta. Ce număr e? 4. 4. Episodul 4 din Citesc secretele abonaților mei, pentru că m-ați spamat, efectiv. Am înțeles că vă place foarte mult seria asta, așa că... Pentru că are hazul ei. Mulțumesc. Da. În spatele lateralul camerei este minunata mea prietenă, cea mai superbă, cea mai minunată, cea mai o iubesc de numai pot ca ea. Și ea pe tine. Și o să râdă aici alături de mine. Să râdem împreună. Da, o să râdem grav. Planta. Hei, el este... Plântică. Plântică. Bună asta. Și este noul meu prieten. L-am pus aici lângă mine. Îmi ține de urât. Adică eu? Și tu. Tu ești principală. Eu simt de frumos. Da. Înainte de a începe, nu uitați să rupeți acolo butonașul de like, să strângem multe, multe, multe like-uri. Câte like-uri să strângem? 25.000 de like-uri. Plântica mi-a zis 30.000, așa că trebuie să strângem între 25.000 și 30.000 de like-uri. Let's go! Rupeți acolo butonașul de like dacă vreți și partea 5-a. Și știu că vă place foarte mult seria asta, nu înțeleg de ce, dar ok, o facem dacă voi vreți. Plus că mie îmi place foarte mult să citesc secrete. După cum bine știți, nu dăm nume absolut deloc, doar comentăm secretele. Vedem, glumim, facem hazuri, caterinci, de-astea, de-ale noastre. Eram singura acasă și voiam să prăjesc pâine la un aragaz și am dat foc la un prosop. La aragaz? Să prăjesc pâine? Da. Da, la tigaie, n-ai încercat? Eu am încercat, dar n-am prăjit să rupă și m-am fric. Comentariul ăsta sună atât de Carina, păi am văzut să dea foc la un prosop încercând să prăjească o pâine, adică ea s-a ars în ultimul hal încercând să scoată. Știi ce am făcut? Am văzut o chestie pe YouTube când dădea foc la un cervețel și am zis, hai să dau și eu. Și am făcut cervețele și îi mai că l-am aruncat pe jos, am făcut și coborul și nu mai puteam să ies, că era fiind la ușa. Ce-am zis? Atât de Carina. Oh. Sunt însărcinată cu fostul prietenei mele. Oh. E de rău. Știe și ea? E sigură că e al tău? Nu știi pe vulpița? Dacă nu e copilul meu, eu fac avort. Deci te întreb, e sigură că este al tău și cu al prietenei? Observ de la episod la episod că sunt din ce în ce mai interesante secretele voastre. Sora mea are un copil cu tata, iar el o minte pe mama că acel copil e adoptat de tata, dar... Ce? Sora mea are un copil cu tata, iar el o minte pe mama. Da, că ea sigur nu se prinde. Că acel copil e adoptat de tata și doar ea știe. Că chiar aveți drame serioase și eu care ziceam că viața mai interesantă, na. Mi-am înșelat iubitul cu fratele lui. Aoleu! M-am îndrăgostit de cea mai bună prietenă. Wow! Wow. Și ai ieșit bine? E foarte frumos ca doi oameni care sunt cei mai buni prieteni să se îndrăgostească. Da. Înainte de Crăciun le ceram părinților bani și le luam cadouri din banii lor. Foarte smart, acum mă întreb pe mine. Și pe mine. Dar cred că cu toții făceam chestia asta. Eu nu m-am dus capul. De la anul. De la anul. Măi, mi se pare adică smart, dar în același timp cred că cu toții făceam chestia asta. Sunt foarte paranoia, îmi fac mii de gânduri și griji degeaba. Dar atât de eu, zici că eu l-am scris pe asta. Am stricat o relație de un an. De ce? De un an. Nu știu dacă să mă amuze faptul că ai pus niște emoji-uri de râs sau să mă sperie chestia asta. Nu poți să râzi, având în vedere că ești conștient sau conștientă că ai stricat o relație de mână. Da, ce dă că râde? Nu, frate, eu mă las de seria asta. Ce zice? Mă bate grav. Ce secretul zice? Meu cel mai mare este că am iubit de 2 ani și el are ca amantă pe verișoara mea. E iubitul vostru. Ea nu se mai numește amantă din moment ce tu știi, se numește o iubită... În familie? Nu știu. Nici nu mai încerc.
Mi-am dat foc la păr cu bricheta și mama nu știe nici până acum. Că ea nu ți-a văzut părul? Am avut o aventură cu tatăl Vitreg. Aaaa, o intram în ilegale? Nu e ilegal. A, e Vitreg. E tatăl Vitreg, dar totuși. O trădesc pe mami. Cum poți să-i faci asta, mami tăi? Am stricat ușa de la blocul în care stau și mi-e frică să le spun părinților ce mă sfătuie să fac. Să o repari? Dacă nu sunt camere, nu-ți face griji? Sau așa. Săream pe trambulină și nu era plasa pusă și am căzut într-un ghiveci și am tot spatele zgâriat. Mă simt foarte prost pe rând. Am spart parbrizul de la mașina vecinului și acum îmi cere bani pentru el și părinții nu știu. Pup. Pup. Aiurea pentru tine. Eu zic, te sfătuiesc să le spui părinților. Dar pe le zice el. Oricum, minciuna are picioare scurte, deci... Da. Na, mi se mai întâmplă tuturor. Și eu mai aruncam cu roșii de la balcon, mai aruncam cu apă pe mașină. Am furat de la tata 10.000 de lei. O, la gita, câți bani are? I-am ascuns portofelul de sora mea. Bine ai făcut, că nu făceam asta când era mică și de fiecare dată sora mea ajungea să-mi ia bani. Te pup, da, te iubesc. Aveam dăți în care eu îi dădeam bani. Atât de fraier eram. Dacă bunicii ne dădeau bani, eu îi ziceam, mie, dar îi ținii tu. Îi ținea până... Până se duceau. Da. Sunt cu fostul prietenii mele fără să știe ea. Ce urât. Lasă, că cealaltă era înzărcinată cu fostul prietenii. Nu mai zic nimic. Am băgat un șarpe mort la cineva în casă. Noaptea. A, era mort. Apoi am băgat un băiajă. Bine că n-am băgat și-o lobanul. Mi-am înșelat iubitul cu fratele lui. Săracii. Nu mai comentez. V-am zis, viața mea nu e deloc interesantă. Măcar făcând vloguri de genul să fie interesante, să citesc chestii interesante. I-am spart casa lui Diriga. Săraca, dar ce ți-a făcut? Dar am să știi că nu e acolo. Dar ce aveți, mă, cu profesorii și cu doamnele diriginte, cu diriginții? Sunt și oameni, ce aveți cu ei? O să vă fie așa dor de ei. A ieșit baba de mine, să ne înțelegem. Când o să fiți la facultate... Carina deja nu mă mai suportă cu chestiile astea. Când o să fii la facultate... Profită, fată! Profită! Bucură-te! Bucură-te, profită, pe bune! Gata, gata! I-am tăiat din păr... Dar asta ziceam, ce aveți, mă, cu profesorii? I-am tăiat din păr la o profesoară când era cu spatele. Zice-mi săraca profesoară. L-am bătut pe fratele meu, dar am mințit-o pe mama că s-a lovit singur. Cred că asta făcea și sora mea cu mine. Sunt într-o relație la distanță de 5 ani și m-am îndrăgostit de altcineva. Nu a zis că e împreună cu persoana de care s-a îndrăgostit. Dacă ai de gând să fii cu persoana de care te-ai îndrăgostit, totuși anunță-l pe băiatul care era. Dacă iubea cu primul băiat, să mă îndrăgostesc de altul. Da. Deci discută cu cel care e la distanță. I-am luat cheile de la mașină lui taică-miu și am condus mașina și el nici acum nu știe. Din păcate nu am cum să fac aceste... Reveal? Da. Doar că... Probabil are 8 sau 10 ani. Asta e abuzat la secretul ăsta. Ce ultimul secret, dar nu cel din urmă. Am tras un vânt în microbus și am dat vina pe BFF-ul meu. Asta îi face tu, să știi. Nu, că mie nu mi-e rușine. Stare. Eu te spune pe tine să tușești, să nu se audă. Mai e capul meu. Bă, care ne-a să facă de-astea. Acesta a fost vlogul, am încercat să selectez câteva dintre secretele voastre. Au fost foarte multe, ca să știți, pentru că mulți v-ați dorit acest vlog. Poate o să facem și partea 5. Da, dacă facem 30.000 de like-uri, cum a zis plătică, facem partea 5. Nu mai vede de plătică. Uite cât de mult mă iubește. Ești un pădure tu deja. Eu v-am pupat tare, 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 tare de tot. Hei, hei. Bye, bye. Bye. Am un cățel. Trebuie să-i și tot secretul de face, te rog. Am un vlog pe YouTube de când era mică. Asta și vă dai ce frumos e. Și zic exact așa. Ești pregătită? Hai. 3, 2, 1 și... Am un cățel. Este matiz. De 10 luni. Am primit el. Vreau de fapt să zic că este rasa metis de la Medares. Nu, că el este matiz. Nu, da.
atunci. Am pupat, ăsta e secretul meu. Vlogul se numește eu și semne exclamări. Eu am pupat tare, tare, tare. Ce făcut așa, o muscă? Nu mi-ai zis și tu un secret? Eu v-am pupat tare, tare, tare și ne vedem data viitoare.